Școala sanitară are anul acesta 9 clase de medicină generală, alte 4 clase la specializarea farmacie, iar noutatea o reprezintă cursurile pentru infirmiere. Toate locurile au fost ocupate în noul an școlar, numărul cursanților în anul întâi fiind dublu față de promoțiile precedente. Școala sanitară se confruntă însă cu o lipsă de spațiu. Clădirea în care învață cursanții mai este ocupată și de alte clase ale liceului sportiv, precum și de biblioteca școlii. Practic învață la comun copiii și adulți. Conducerea instituției s-a gândit deja la o altă delimitare a spațiului, operațiune care trebuie făcută cât mai urgent. Trebuie delimitat acest spațiu, trebuie făcute investiții destul de serioase. Problema investițiilor va fi una realizabilă. În această perioadă însă lucrăm la problema delimitării spațiului. Este foarte important ca liceul sportiv și școala sanitară să fie foarte clar delimitate în spațiu pentru a putea realiza investiții. Este foarte important să realizăm cât mai urgent acest lucru, pentru că trebuie să aducem la un nivel de salubrizare și la un nivel de amenajare și dotare această școală pentru a putea face cu adevărat performanță. Conducerea școlii sanitare a făcut demersuri pentru ca proiectul de modernizare să fie aprobat, urmând ca lucrările să fie demarate cât mai curând. Totul ar trebui modificat în timp record, mai ales că luna viitoare este așteptată la Buzău și vizita unor cursanți din Franța. Este o etapă a unui proiect european care prevede un schimb de experiență între elevii din Buzău și cei din Franța. Vom avea un schimb de elevi timp de 3 săptămâni. Elevii, 40 de elevi de la noi vor merge în Franța și apoi timp de 3 săptămâni 40 de elevi francezi vor veni aici să facă un schimb de experiență. Eu cred că până când se va realiza proiectul trebuie să rezolvăm problema spațiului ca să putem rezolva problema investițiilor. Ar fi o notă proastă pentru județul Buzău ca această școală să nu rezolve această problemă. Proiectul de reabilitare prevede modernizarea atât a sălilor de cursuri, cât și a laboratoarelor de lucru.